ce ați parcat aici în față? Aici e bloc locativ. Cum vă permiteți așa ceva? Poate în general trebuie parcat la primul etaj. Cu mașina asta mare, pătrățoasă, dumneavoastră, nici n-ai de unde treci. Ce înseamnă asta? Cum vă permiteți dumneavoastră așa? Doamne, lași-vă liniștit și nu umblați cap gol. În soare că văd că tensiunea cumva vă afectează. Mai mult sub copaci, rog. Ai grijă, da? Tensiunea mi se ridică. Ți-mi tu ceva, cum stai? Băietul, scauzi? Nu știu, scat treabă că mușeam cu splașatcă, bun? Și fără circuri de astea, m-ați înțeles? Am întrebat și eu și deodată pe la șat. Cum așa? Валера один на сад крыскут коробит год. Ела станул и тапнишка, но пёс лагали бод. Lui mult nu-i trebuie, lui de eu pașe 6 de 3. Hei, wow! Prieteni, salutare, eu mă bucur foarte mult. În sfârșit vă anunț că mi-am cumpărat mașină. Și nu oricare mașină. Dar cine am zis că o Cataria? Lumea să înțeleagă că nu-i mașina mea oare, sau să înțeleagă? O mașină foarte super. Ghelicu, mergem să-l testăm. Eu cred că foaia cu prețul de-am gata nu mai trebuie. Dacă îmi permit, îmi permit, nu? În apă ca un pește pe uscat, ca un jeep, în aer ca un condor, în discotecă, pimp. Valera-i peste tot și totodată nicăieri. Valera de-a muiaz când tu încă ești ieri. N-am aferi, dar am un frate cât 100. Eu filozof de pe YouTube, el bate cât 100. Vorba mult, ochiul vânăt, bazarul lui. Așa zice și Valera, și-l cred, bazarul lui. Mulți au etichetat mașina asta ca tank. Mulți o numesc că ăsta-i tank. Într-adevăr, ăsta este un tank. Eu nu cred că tu vreodată o să poți să ai așa situație să rămâi cu mașina stricată pe drum. E foarte important atunci când conduci ghelicul, tu ai așa un accesoriu, el se numește centura virtuală, l-ai inclus așa și ai centură prin Wi-Fi, ești în siguranță. Centura asta vreau să spun că e vine în regim transparent sau pur și simplu în regim color. La mine e unul regim, uitați-vă dacă vedeți, deja la mine am selectat regimul color. Atunci când tu mergi cu G-Class-ul, e foarte important să știi cum schimb benzile circulații. Și anume o să vă arăt. Deci asta ești ca cu motocicleta. Tu poți stai fără să te înclinești deloc sau pur și simplu, uitați-vă. Așa te-ai lăsat puțin, da? Așa, înțelegeți? Te-ai mai întors încă o dată. Asta, în felul următor, schimbă benzile circulații. În general, mașina îți inspiră așa o doză tare, tare mare de încredere în sine. Mașina asta, deși e agresivă, mașina are așa o... are și ceva sex întrânsă, știi? Are ceva sensual, are romantic întrânsă. Uite, încep să vorbesc ca poetul, pentru că mașina asta, într-adevăr, îți dă starea asta interioară. Știi cum? Vezi unul brutal, ca un luptător. Al vezi brutal, al vezi urât, al vezi plin de sânge. Dar îți place dânsul. Uite așa este ghelicul. Deși el arată, mult spune că arată urât, el arată foarte, foarte bine. În partea și el, uitați-vă. Acolo e alt tip de ghelic. Un ghelic, ai văzut omulatul? Important, dacă voi vorbiți despre acest ghelic, uitați-vă, el are niște pedale tare, tare clasă. Și acum le testăm. Uite un ghelic aici. L-a răsturnat Toyota. E nebun, e nebun. O, dă-i stăne aici la care era azi plastăucent și nești. Da, mă tic așa. Băi, uite. Nebune, dai să cu Toyota văd cât ține serioasă e. Bravo, uite, vezi? Dar tu ce e, trebuie de ce îmblăm cu Toyota. Ia uite.